Hei, salut tuturor și bine v-am găsit în un episod. Astăzi, fraților, o să nișcăm niște El și după cum puteți vedea și în titlu, astăzi o să terminăm Giant chest pe care îl am în quest. După crown chest mi-a dat, mi-a părut un giant chest, știu că unor dintre voi v-au picat legendary chest, super magical chest, magical chest, și așa mai departe, dar uite că am avut norocul să-mi pice un giant chest, mulțumesc super sel pentru că mi-am bătut capul cu questurile ca să-mi fac un fucking giant din care nu o să-mi pice nimic bun, o să vedeți și voi asta, dar sper să mă înșel să-mi picie o legendară, desigur pentru că asta e scopul jocului, să mi pice cât mai multe cărți bune o legendară ar fi super fan, o legendară nouă, de ce nu? Uh, și uite că mai am un pic să termin acest giant trebuie doar să deschid acest free chest și o să am deja 300 de coronițe și o să trimit giant chestul. Nu știu, scrieți și voi în comentarii ce chesturi v-au picat vouă și cât aveți din ele sau dacă ați terminat deja un chest și care a fost acela. Chiar mi-ar fi interesant să știu ce chesturi voi ați deja terminat. Eu termin abia primul giant chest și mă bucur cu această realizare. Nu a durat foarte mult, închipuiți -vă că eu n-am bagat niciun bănuț în giant chestul acesta, adică n-am bagat nici 400 de de gem, 490 de gemuri, uite aproape 500 de gemuri, n-am băgat nimica, pur și simplu le-am făcut din questuri, vedeți că aici că îți dă 20 din quest și din free chesturi uri de aici vedeți, vedeți că tot vă dă plus 5 și așa am făcut un giant chest gratis, ar teoretic și asta e foarte tare că nu trebuia să fac niciun cycle, pur și simplu trebuia să-mi bat capul cu quest -urile. că mai ales că se bagă câte un quest pe zi și mai ales dacă e un quest de la canceros play expensive și trebuie să mă joc cu cărți minim 6 elixiri de 30 de ori în arena, Mulțumesc super săl. Nu știu ce să zic. A, am vrut doar două cărți, mi se pare că... Da, două cărți de mai mult de 6 elixiri, 6 inclusiv. Și în chipuiți că într-un 1 v trebuie să mă bag de 30 de ori. Las să de 2v2, că mă joc 2v2 foarte mult, mai ales acum, că stau și-mi farmez și... Da, dar nu sunt aia 1v1 cum să mă joc cu play expensive cards man. Aș am de engleză la gură. ok. Hai să deschidem acest frice, sper să-mi pici legendar din rânsul, de ce nu. dă da, am dă 94 de gold, îmi dă un heal și îmi dă un și Royal Giant, ok, merci de Royal Giant chiar nu o să-i joc. Giant chestul e gata și sper să-mi pici un super magical după giant. giant chestul acesta. Vreau să-mi pici un super magical pentru că acolo-ți pic cu multi și este șansa legend legendară și mi se pare că trebuie vreo, doar vreo 500 de chestii de astea sau 400, nu 400 nu cred, dar vreo 500 mi se pare că și mai bine să-mi bat capul cu un super magical decât, uitați-vă, avea să fi, fost un magical sau un legendary, legendary vreo 400, mi se pare că de chestii de-astea. Îmi mai trebuia un 100 și deja aveam o legendară garantată. Aici ce am? M am bătut cap cu doar cu 300 de-astea și că sunt pici nimic bun. Hai să din ce sunt pici, desigur cu poate să nu facem concluzii pripite. Îmi dă 800 de gold, îmi dă 71 de goblin king îmi dă un lightning... Îmi dă 141 de ice spirit, bă, și o rară pe care o folosesc eu, pe care o folosesc eu, please. V-am zis eu că îmi dă un căcat, mă. Îmi dă Goblin ha uite, nimic ce folosesc eu. Un Lightning, putea să fie un Dark Prince. de ce nu să-l fac și eu nivel 6, chiar dacă l-am făcut de nivel 5 deja? Goblin ha. de ce nu ar fi fost un Wizard să-l fac de nivel 8, pentru că mi-a fix 50? O comună să fi fost... Liliecii sau săgețile tot era... Respect! Uh, super magical chest, baby. Super magical chest. Exact cum am vrut. Ma acum -ac -ac o să trebuiască să aștept o zi. Așa. Ca să schimb. You can only replace one quest per day. Ma bine, că peste două ori deja este o nouă zi. treci de 12 de dimineața și o să-mi pot uh, da quit la acest quest. Și o să. Poate o să pici de 2v2, deja am dat, am dat, de 3 ori quit la cel, totul cu este era cu 1v1 și tot de 1v1 îmi dă. Altceva nu știu ce să-mi dea jocul ăsta. Hai să-mi ducem jurnal aici la un 2v2, dăm quick match și poate facem și crown chest-ul, uh, pentru că așa mă jucam eu o off dar oricum nu faceam niciun win, practic, și m-am enervat și am zis că, bă, crown chest-ul oricum ăsta nu fuge nicăieri și dă dracu când nu-mi nu bat cap eu atâta cu dânsul. Dă da, să bagă aici o Mega Knight și să pregătim uh, Arrows Dar dă da, să dăm aici chiar Arrows pe prințesică pentru ca să ne facă probleme. Și uitați, am luat acolo exact și uh, coardă de minioni. Aici pe ca cred că ajungi la turn. O, oh, perfect, dă da, să-i spunem aici un um, mulțumesc. Pe ca să văd că n-ajungi la turn, din păcate. Un hit, please? Nu, au da, niciun hit, really. Bă, ce face ăsta? Wow, Ce idiot! Wow, ce idiot! Băi, animală și ești, bă, râsule! Ai de capul meu, bă, cu ce tine îți dau, mă, cu ce tine îți dau? Pentru ce Dumnezeu a activat King Tower, era așa de sigur că pe aia dă? Și chiar să fi, da, mă, nu trebuia să activez King Tower, am mai o brânză și luam eu turnul ăsta, mă. O brânză și fac eu, mai crown chestul ăsta. Ai de cap meu, e târziu, mama, cred că doamne, de să stau aici. Da toți aici. de toți paralizati aici. Da. Măcar să ajungă asta la tun și să-i dea acolo. Aia ajunge într-un loc, ajunge asta nu. Ei, nici măcar giantul, nu giant, dar cum Dumnezeu să mega night-ul ăla. pârlit. pârlit. Nu nici măcar euro să nu e prințesa lui asta. Ai de Dumnezeu, pliți nu lua Mi l-a luat, urât, urât a fost. Bă, dar eu mor, prințesa asta odată, lasă să moară acolo. Știam că au mine o hord. Glumesc, nu știam. Dar mă trebuie să-i lui Royal 550, 560. Pentru că a jucat destul de magnific. Cel mai magnific joc ever. Spun eu aici, Liliecii, că altfel am prăjit-o. Deci nu-și fac acum. ce pot să fac? De asta își durează atâta să fac un fucking crown chest. De asta își durează atâta că dau de ăștia. Bă, dar mă dăm și mie un de ăsta, bă, cine era chietă, băi, nebunule? Încă un hit, încă un hit, cineva acolo? Oh, nice, lasă, bă, să câștige. Mie măcar un, o, o coroniță măcar să iau. Măcar ceva din meci, știu că nu-i mești degeaba. Ai de cap meu, frate, câte trofei ai, frate, câte trofei ai? Mulțumesc, SuperSell! Chiar îți mulțumesc! Eu la 3500 mă bagă cu 2200. Mulțumesc, SuperSell! Sunteți foarte amabili! Și mă dă împotriva la 3500. Mă bag în echip cu unul de 2000 și ceva împotriva la 3500, Uite, 2200 împotriva la, de, la 2 de 2500. Mulțumesc, SuperSell! Aveți un sistem chiar foarte interesant! Nu mai bag bani în jocul ăsta niciodată. Sponsorizez jocul ăsta pentru ce? Pentru că să-mi pierd eu nervii, frate? Nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. O să mă chinu eu cu ce oferă jocul ăsta, dar nu mai bag eu bani într-un O să bag doar în situații critice când chiar o să am nevoie și chiar o să doresc să am un episod destul de interesant. Pentru că câteodată ieșiri din situații nu există, adică să bagi bani în joc pentru un episod interesant asta joacă logbait. Cred că așa se numește, nu? Mi-am spus voi așa. Aici hai să vin hogu și aici bagăm un inferno. A, perfect. Credeam că n-am să iau hogu, dar l-am luat. Și mă mă mir că de ce fac eu crown chest greu. Știi de ce mai rău câștig cu un teammate de la mine din clan? Din cauza asta, frate. Că m-a dă cu 2200 în echipă. Mai bine și nu mă uitam. mi a făcut mai nervi. Că m-am uitat acolo. Hai, duite dracu, cu fireball-ul vostru, mă. Bine că aveți voi fireball. Hai, bagă-ți știu că l-ai. O, oh, e mai bine. E mult mai bine asta. Ce ați băgat voi acum, a? Asta deja nu e bine. Urât, ați jucat acum, urât, foarte urât. Chiar foarte, foarte urât din partea voastră. Să aveti așa un joc. Ei, nu este așa să ne gâdilim așa turnurile unul după altul. Până niciuna să aibă din noi elixir. Hai, frate, dar cât elixir mai aveți, bă? Bă, noi nu avem elixir, dar ăștia au elixir și de tăteau. Du-te mă cu tornada ta, eu nu înțeleg și... Cum poate ăștia să joace în felul ăsta bă? Scanceroș. Hai bag, că nu-și văd cum mai aveți în căștie elixir de, de barbarie și aia. du-te dracu' cu frizul tău, că ai uitat să dai friz pe turn. <laughs> ai uitat să dai friz pe turn, man. Să spune aici un elixir collector că să dea fireball-ul pe ăsta dar să nu-l dea pe acolo. Uh, și acum ce facem? Aici punem niște bets. Aici punem așa un dark prince. Da, și niște un skeleton army. Să fie o oh, urât din partea voastră cu mega knight-ul. Iar tornadă. Oricum mega knight-ul e mort. Așa că așteptăm să vină executorul, și uh, wizard-ul, care văd că nici nu mai vine. Văd că nu mai vine nebunul ăsta. Aici văd că ăștia deja au dat Fireball. Și aici fix wizard pun fix în log. ca altfel nu spate mai bine. Aici Mega knight deja moare. Da, mă... Asta ca noi avem elixir, că e da fireball încă. E bun, e bun. Destul de ok. Dar cât se poate să dai logul este atâta Wow. Noi avem elixir, voi n-aveți, ha, ha. Bă, dar las mi o dată Dark Prințul la o dată, nu? Cum mă enervez deja. Oricum, noi avem deja prea mult elixir. Ne căcăm pe voi. Gata, voi n-aveți elixir, dar noi avem. Ce faceți acum, a? Am mai ce faci? Hai să văd ce faci acum. Da, fac chiar am o am un singur trofeu. Da, bă, el la hogul la voi ați văzut? Nu putea trece hogul.

Nici cesturi normal nu pot face, nici un crown normal nu pot face. Ok, fratele, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă este așa, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să dați și voi un like, foarte mult. Și noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. V-am toți. Pa, pa!